Păi dar nu m-a violat când trebuia să mă violeze. Aia e, că dacă mă violezi, spuneam, du-te, dracule, ai făcut-o, pai să nu mai dai. Nu spuneam la nimeni, tăceam. Mă înghițeam și pasta și dacă îl mai vedeam odată la poarta mea, îl omoram. A început să descalțe, să dezbrace, cum l-a făcut mama lui, s-a zvârlit în pat. Noastră ce făcea sau ce? Eu am înțepenit. N-am mai știut, pe ce pot eu să mă luc cu animalul ăla cât e de mare și eu cu piciorul rupt? Viorele, ce vrei? Ieși afară, vezi tu ce vrei. A început să tragă de mine. Măi, tâmpitule, zic, nu e sănătos la cap, fac gălăgie, zic... Da, ați încercat să țipasă? Dar cum să nu-mi punea mâna la gură? Punea, nu țipa, nu țipa, nu face gălăgie. Că vezi tu la ce am venit. Eu tot mă băgam în colțul ăla, el tot răgea. Am fi mâna în mine, mi-a tras cămașa de noapte pe cap și am rămas și eu goală lângă el. Dar eu tot în fund stăteam aici lângă asta. Zic, poate s-o potăli, dă-te-mă jos din pașul, du-te acasă, du-te că facem gălăgie mare. Chiar aici, nu? Da, aici am pat de spăia, barta-i animalul. A început să tragă de mine. A, n-ai poftă? Așa v-a spus, nu? Da, Viorele, zic, ce poftă să am? S-a ridicat, vă rog să mă scuzați că am spus și la toată lumea, mi-e rușine de ce am putut eu să pățesc la 65 de ani. S-a ridicat, despăiat așa cum a fost, s-a dat în partea aia acolo, m-a tras de picioare, eu țineam piciorul, Viorele, ce faci, îmi rup piciorul, ce faci? El s-a tras până unde i-a venit lui, s-a stat în genunchi și l-am scăpat, la ce să mai... Deci, asta stătea undeva acolo lângă sobă, spuneți, nu? Nu, s-a dat jos din pat, stătea aici, în genunchi, la marginea patului. Și m-a tras și pe mine, de picioare. Și eu țineam piciorul și spuneam, Viorele, nu piciorul, te duc eu la spital. Dacă îți rup piciorul, te duc eu la spital. Viorele, piciorul, Viorele, nu piciorul. Nu țipa, taci de mură, nu țipa. Stai că-ți fac poftă eu. Să mă scuzați, să mă iertați că n-am pățit în viața și neam de neam n-am să pățesc. E bine ca să afli și ce s-a întâmplat. Așa, l-am scăpat cu capul între picioare. Nu mai știu. S-a pus o tremurătură pe mine și Viorele, Viorele, ce faci, Viorele? A, nu-ți vine poftă nici așa, pe urmă a început să bage mâna. Viorele, ce-mi faci, mă nenorocești? Eu trăgeam de-o, țineam piciorul, zic să nu-mi rup piciorul el. Când s-a sculat de acolo, lasă că poate zic. S-a trântit înapoi cu fața. Cât a durat aici? Cam cât a stat aici? Adică, ca să ne dăm seama... Eu zic, a stat mai mult de un sfert de oră, în jur la jumătate de oră, că toată balamucul ăsta a durat până la 11. El până la 11 m-a chinuit. S-a ridicat de acolo. Eu m-am tras cum am putut, am luat piciorul, că dacă mâna așa, îl ridic. Așa, nu pot. M-am tras aici în colțul ăsta, el s-a tras aici iar înapoi. M-a luat de cap și m-a băgat cu capul la el. Viorele, ce faci? Aoleu, eu, aoleu, aoleu, ce noaptea? Ce să te audă noaptea? Hai, 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 ia-o că mor. Eu am căzut mâna așa la gură, el m-a îndesat cu o mână să freca el și cu o mână m-a îndesat pe mine cu capul. În timpul ăla așa s-a terminat. Drept m-a spăit și pe mâini, dar în schimb pe față nu mi-a ajuns. Ați avut noroc, practic. Am pus mâinile, amândouă mâinile și vomita în continuu. El m-a îndesat cu capul, ce proastă ești, alte ești nebună, alții aleargă, altele aleargă după așa ceva și tu nu refuzi. Du-te la altele, nu la mine. Dă-mi o cârpă. I-am dat o cârpă, că noi ăștia de la țară avem cârpe de-astea. Am luat o cârpă de aici, s-a șters și am zvârlit-o. N-aveți probe? Are probe cârpile. A luat cârpile care s-a șters prostul cu el. Cu ele. Că dacă și-a dat drum ca un bou pe el, s-a murdărit. Și-a luat cârpa. I-am zis, dă-mă o cârpă să mă șterg. Ia și du-te, dracule. V-a și lovit aici? Nu m-a bătut, nu, decât m-a luat de așa de păr și m-a îndesat. Da, nu. De ce să zic, dată-mi? Nu pot. I-am spus să mă bagă și la ori la cine, și la poliția de la Bălen, și în tribunal, domne, să mă bage la detectorul de minciuni și pe mine și pe el. Dacă eu îi minți și l-am făcut de rușine, să ia pedeapsa așa lui. Da, spune că dacă v-ar fi violat, v-ar fi lăsat urme, că se presupune că v-a forțat. Păi, dar nu m-a violat când trebuia să mă violeze. Aia e. Că dacă mă violezi, spuneam, du-te, dracule, ai făcut-o, pai să nu mai dai. Nu spuneam la nimeni, tăceam. Mă înghițeam și pasta și dacă îl mai vedeam odată la poarta mea, îl omoram. Păi și, dar cum vă, adică... Cu degetul și cu limba. Am înțeles. Atât.